Cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește mor. Am revenit în direct și o să reluăm emisiunea de la început. Se pare că am avut niște paraziți între noi, dar să vedem, poate au reușit să dispară paraziții. Și ca să nu ne mai încurcăm, reluăm emisiunea cu totul de la început. Invitatul meu de astăzi la cafea este domnul Alex Filimon, managerul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț. Bună dimineața! Bună dimineața! Trebuie să nebulizați mai des, domnul Bălănescu. Dar noi nebulizăm în fiecare zi. Foarte bine. Adică spunem bancuri cu bulă. Nebulizăm în fiecare zi. Așa. Deci avem personaje interesante aici. Deci nu e niciun fel de problemă. Dar, revenind la discuția pe care am început-o și paraziții ne-au oprit-o. Așa? Cu acreditarea. Cu acreditarea. Să revenim un pic. Am înțeles că acreditarea se face pe 5 ani, trebuia în 2020 să fie făcută. Da. Pandemia. Am mai amânat-o cu motiv, zic eu, de câteva ori în pandemie. Am reușit să mai amânăm, să mai câștigăm o lună, ca să spun așa, luna trecută, pentru că avem și aceste renovări prin spital și e mai dificil să ne organizăm, dar vom vedea la final cum se finalizează. Adică în ce sens cum se finalizează? Practic orice spital din România primește un grad între 1 și 6 în funcție de aceste... Piatra Neamț are 3, nu? Noi aveam 2, dar era altă scară de valori, ca să spun așa, de acum 5 ani. Da? Ei au extins-o. Atunci era de la 1 până la 6? Cred și că acum era 5. De la 1 până la 4. De la 1 la 4 și da. Piatra Neamț avea 2. Da, și acum sunt de la 1 la 6. Și aici ne-am încadrat pe 3 și ceva. Numărul 1, 2 sunt cei care iau cu peste 90% din ce înțeleg eu, da? Deci media pe spital. Apoi 3 și 4 sunt, iau și ei acreditarea, ca să zic așa, dar cu un plan de conformitate pe 12 sau pe 24 de luni, deci îți dau niște lucruri pe care trebuie să le aduci la nivelul dorit și apoi poți să urci. Așa. 5 nu e foarte bine și la 6 nu primește acreditarea. Mie îmi pare bine că în sănătate e invers. 5 nu e bine și 6 nu primești. Deci nu da. E ca la școală. Da. Dar probabil asta ca să disturbe. E ca la o olimpiadă, locul 1, locul 2. Da. Da. Bun. Acum eu vă întreb ceva. Deci noi ne acredităm teoretic pe 5 ani. După cum dau eu seama, s-ar putea să avem niște neconformități pe care să le rezolvăm într-un an, doi. Dar noi suntem așa într-un fel crăcănați cu spitalul. Cu spitalul aici, cu spitalul ăla pe planșă și pe teren. Noi acredităm ce avem acum. Așa. Și eu v-am mai spus dumneavoastră, eu mă ocup de ce avem acum ca manager. Celelalte sau celălalt spital. Eu credeam că prindeți în mandatul ăsta nou spital, tăiatul Pavlice. Nu, se va termina în 2026 în iunie și mandatul meu e până la sfârșitul 2024. Sincer, dar noi aș fi vrut să vă legați numele de nou spital. Pot să-mi leg numele astăzi, de exemplu, inaugurăm sau facem recepția la liftul de la infecțioase. Pot să-mi leg numele de... Astăzi? Azi, da. Felicitări! Mulțumesc. Dar ăștia-s bani atrași din... Sunt. Nu sunt bani veniți de la finanțator. Nu, dar orice ban care vine la spital e pentru binele spitalului. Jos pălăria. Și e foarte bun. Deci acolo duceai bolnavii cu targa, cu pătura, cu ce puteai. Da, de ani de zile și acum e totul și sperăm, avem o comisie, vin și de la primărie și de la ISC și sperăm să finalizăm astăzi. Ne plimbați cu liftul ca să vadă. Ne plimbăm cu lift, da. Vedem că se vadă cât de bine. Da. Bun, da, acum eu mă gândesc că totuși nu aveți probleme la autorizare. Deloc nu veți avea probleme. E exact pe principiul la care un director de școală din Piatra Neamț, zic, el nu are nevoie de refacerea școlii pentru că are tot ce îi trebuie. Și s-a renunțat la proiectul respectiv. Aici eu îmi dau seama că cei de la Consiliul Județean au considerat că aveți cam tot ce vă trebuie. Pentru că am observat că v-au dat o sumă de bani, nu știu, 12 milioane?
Da, 12 milioane este bugetat pe anul 2023. Deci aici sunt două aspecte, unul bun și unul rău. Aspectul bun este că au considerat că cu 12 milioane vă descurcați. Și așa? Ca să explicăm publicului, chiar dacă sunt 12 milioane care acoperă cheltuielile de funcționare și cheltuielile de dezvoltare. Da? Cheltuielile de funcționare înseamnă piese de schimb, înseamnă obiecte de inventar, înseamnă, știu eu, gaz, curent și așa mai departe. Da? Și este și partea de cheltuielile de dezvoltare prin care noi putem să facem investiții sau să luăm echipament. Adică să vă pregătiți pentru acreditare, cum s-ar spune, într-un fel. Da, da. Și reparațiile intră în cheltuielile de funcționare. Păi de asta zic, adică vă pregătiți. Cu 12 milioane, eu zic că stați bine, având în vedere că ați depășit o instituție care, cum se spune, chiar mă mir că a primit așa de puțin bani, Carmen Seculare, Centru pentru Cultură. Până la urmă, noi suntem un neam care punem accent foarte mare pe cultură. Și dacă suntem, din punct de vedere cultural, sănătoși, nu cred că mai avem probleme mari la spital. Deci ați depășit Centrul Carmen Seculare și cred că și Teatrul Tineretului, ca finanțare. Da, da, așa este. Deci așa eu nu este. Pot decât să vă felicit. Le-am depășit, dar noi mai avem și venituri proprii limitate, ce-i drept acum, mai ales de când nu mai avem parcare. Dar da. Bine, nu încerc să fac o comparație ca număr de angajați, nu ca impact. Nu ca impact. Deci ca impact sunt convins că merită mai mult cei de la cultură, dar totuși un spital județean, așa cum este el, în prag de acreditare, probabil că dacă n-ar fi avut probleme, dacă ar fi avut probleme, ar fi primit mai mulți bani. Partea pozitivă este că sunt mai mulți bani decât în anii anteriori. Unde sunt? La spitalul județean. De la Consiliul Județean. Anul trecut cât ați primit? Cred că am avut în jur de 10 jumate, 11, dacă nu mă înșel. Și acum 2 ani? 7-800. Da, da, a fost an de pandemie când banii au venit din alte părți și v-ați mai echilibrat. Da, da. Deci, și acum chiar am avut niște ședințe cu medicii șef, pentru că am avut un an de activitate, să zic, după pandemie, da, anul trecut, și am prezentat rezultatele, am prezentat și ce putem să facem mai bine. M-am bucurat că a fost o întâlnire în care nu s-au, cum să spun, noi n-am arătat cu degetul pe nimeni și nici dumnealor nu au avut ceva cu conducerea, a fost chiar constructiv, doar că am explicat că este o finanțare limitată, atât din partea Casei de Asigurări de Sănătate, pentru că asta e legea și asta a venit, plus că sunt foarte multe lucruri din trecutul glorios al Spitalului Județean pe care noi le plătim acum. Ajungem special, să le discutăm. În special drepturi salariale. Ajungem da. Să le discutăm. Și asta vreau să vă spun, că finanțarea este, dar la noi la spital cred că ne descurcăm, să zic așa, și cu 30 de milioane dacă am avea, pentru că sunt foarte, foarte multe lucruri de făcut. Pe parte de reparații, pe parte de orice vreți dumneavoastră, echipamente, piese de schimb, toate astea. De exemplu, la nivelul la care folosim aparatele CT acum, sunt sigur că vom avea nevoie de un tub la unul din aparate în curând, care numai ăla e 50.000 de euro. Deci se folosesc din plin? Din plin, non-stop. Dar ele și produc, nu numai consumă. Adică primiți niște bani pe toate CT-urile. Nu prea produc. De ce? Nu o face casa, nu decontează CT-urile? Deci vin, dacă sunt, da, oarecum, ei vin în UPU, da? Sunt în UPU. Și atunci vine, se face un CT și pacientul poate pleca acasă. Și CT-ul ăla cine îl decontează? Atunci nu mai primim foarte mulți bani dacă pleacă acasă pacientul. Atunci, nu-i mai dați drumul acasă, cum adică? Sunt discuții și despre internări, asta v-am zis. Am avut o ședință, am discutat despre internări, am discutat despre indicele de caz, da? De complexitatea cazului, care de fapt pentru cunoscători este singura variabilă pe care noi la spital o putem influența în contractul cu casa. Pentru că noi avem un coeficient sau un procent 0,8, mă rog, care e atașat unui spital județean, da? Avem un tarif pe caz ponderat care este un tarif național și asta este, adică nu îl modificăm noi, numai dacă se modifică în toată țara. Și mai este acest indice de caz. Unde se poate lucra. Da? Unde se poate lucra și... Dar trebuie să demonstrezi. Că... Păi, îl demonstrezi.
Ce am descoperit noi, analizând activitatea din anul trecut, este că puteam să avem un indice mai mare pe spital dacă am fi un pic mai atenți la codificare. Am mai pierdut niște bani pe niște foi nevalidate și astea sunt niște mici lucruri care, cum să spun, fiecare afectează oarecum bugetul. Astea țin de modul în care se completează în secții documentele. Și asta am vrut să zic că e păcat, și asta am discutat și cu medicii șefi, e păcat de munca depusă, pentru că e muncă depusă, nimeni nu a zis că nu s-a muncit. E muncă depusă, dar din cauza unor mici erori se pierd anumiți bani pentru spital. Nu... Bun, haideți atunci, dacă tot ați făcut ședință cu medicii șefi de secție sau cum sunt șefii de secție, bănuiesc că în momentul ședinței ați avut în față o situație, modul în care merg secțiile. Ați amintit de indice, da? Da, deci noi am trimis înainte de ședință pe grupul medicilor șef, cel oficial, de aceste raportări pe care le scoatem din sistemul nostru informatic, raportări pe fiecare doctor, pe fiecare secție, plusuri și minusuri și așa mai departe. Deci, repet, nu s-a arătat cu degetul, am înțeles. Deci nu s-a dorit o Nu, da, pentru mine urechere, și pentru cei care ne urmăresc da. Și ne vor urmări. Deci pentru mine, ce înseamnă să ai, că sunt secții care niciodată nu vor putea fi rentabile, probabil. Sunt, dar ele trebuie să existe într-un spital județean. Da, deci acolo, hai să zicem că sunt niște secții în care nu vei fi rentabil niciodată, dar sunt secții cu un potențial, să spun așa, foarte mare. Aici ce ați văzut? Depinde și de șeful de secție? Din experiența mea din ultimii 2 ani, depinde foarte mult de șeful de secție. Adică modul în care se organizează el. Pentru că eu sunt neutru, ca să spun așa. Și dacă un șef de secție vine la mine și îmi cere ceva, noi din punct de vedere al spitalului încercăm să oferim. Da? Angajați, medicamente, ce putem noi, o renovare. Este o disparitate. Dar nu îi puteți oferi bolnavi. Nu. Nu. Și nu îi puteți oferi rețete și tratament. Aceștia trebuie să fie atrași de, zic eu, de competența acelor medici din secția respectivă. De fapt, cred că am greșit. Puteți să le oferiți și bolnav. Dacă vă faceți niște tratamente în direcțiunea spitalului, s-ar putea să deveniți pacienți, să creșteți gradul s-ar putea, da. Deci noi putem și putem să-i ajutăm pe partea de condiții hoteliere, și aici e într-adevăr partea mea, în care să îmbunătățesc hrană, să îmbunătățesc căldura, să îmbunătățesc așternuturi, lenjerii, paturi și așa mai departe. Toate astea, noi lucrăm la ele, dar v-am zis, cu bugetul limitat pe care îl avem, e totul etapizat. Plus că am mai primit și sponsorizări, deci în momentul în care, nu știu, anul acesta prin o anumită fundație, nu vreau să fac reclamă, n-am dar, nicio problemă. Dar am primit n-am 60 nicio problemă. De paturi, 60 de paturi pentru deci puteți să spuneți fundația, eu n-am probleme. Este foarte bine. Da. Deci, noi nu avem probleme din genul ăsta când se ajută un spital, când se ajută o școală. Avem probleme când sunt fundații sau ONG-uri care sunt numai la luat și nu sunt deloc la dat. Corect. Și asta vă zic, totul este etapizat, ce putem să facem, ajutăm cât putem de mult în limita bugetului pe care îl avem. Bun, dați-mi un exemplu de secție care, domne, zbârne. Aveți? Nu vreau să dau exemple nici pozitive, nici negative. Nu știu dacă Dar nu v-am cerut negative. Că negative voi le pot eu da. Pe mine mă interesează, domne, hai să vedem că poate... Știți că noi am făcut demersul ăla să stăm de vorbă cu șefii de secție. Da. Și noi ne cam dăm seama după modul în care ei relaționează. Și cum, care este feedback-ul după ce materialele apar. Păi vreau să vă spun că o să vă pun la dispoziție statisticile să vedeți ce feedback este, de exemplu, la, să-mi aduc aminte, să nu greșesc, la pediatrie. Chiar vreau să ating subiectul pediatriei. Vă rog, că după aia mi-aduc aminte. Da, la pediatrie, haideți să vă zic și poate cei care ne văd vor transmite acest lucru mai departe. La pediatrie este o secție care lucrează cu numărul de paturi redus, da, datorită renovării de mult timp. Am făcut deja un prim pas, îl facem și pe al doilea să finalizăm. Revenind la asta, la pediatrie este o gardă, este un doctor. Atât. Sau o gardă jumătate, da, depinde de zi.
care tratează câteodată la fel de mulți pacienți cât se tratează exact. Lupul. Am scris lucrul ăsta. Puțină lume înțelege și eu n-am nimic cu doamnele sau cu părinții care vin la pediatrie, dar limitarea spațiului și limitarea faptului că avem un singur doctor acolo este foarte dificil. Plus că nu discuți cu un adult, discuți cu un copil. Trebuie să ai altă... Mai rău, discuți un copil și cu un adult. Trebuie să ai altă conversație și trebuie să înțelegi, pentru că un adult care vine nu poate să explice mai mult sau mai puțin ceea ce îl doare, ca să spun așa. Dar cu un copil e mai greu. Spune mama să spune tatăl ceea ce îl doare pe copil. Da? Deci personalul și această limită pe care o avem, că e o singură linie de gardă acolo, e dificilă. Plus că e în locație, nu e, nu, da, au locușorul lor. În mod normal ar trebui să fie un UPU. Da. Și noi deja am început aceste demersuri pentru a structura cumva un UPU pentru copii. Am făcut un referat, ne pregătim să trimitem la minister. Au vorbit doamna dr. Constantinescu, care era pe atunci șefă de secție, și cu doamna dr. Pavlidis, și au făcut această hârtie împreună și urmează să o transmitem la minister să justificăm înființarea unui UPU pediatric în cadrul UPU. Așa cum ar fi normal să existe. Așa cum sunt la majoritatea, dacă nu la toate spitalele din județene, mă refer, din România. Da? Și la pediatrie, chiar ieri am avut o discuție cu doamna doctor. În primul rând sunt puține, pentru că există această presiune și chiar două au decis să meargă în altă parte sau să urmeze altceva în carieră. Dar există o presiune a publicului. Chiar am văzut niște postări de pe niște grupuri de mămici pe care eu nu le-am considerat normale într-o societate civilizată. Acea postare cu așa zisa asistentă care dormea sau ceva de genul ăsta? Care în primul rând... Poți să vă povestești ceva? Care în primul rând nu dormea și în al doilea rând, ca să zici cuiva că vii la pediatrie cu bătele să... Da, deci haideți să vă spun ceva. ...rezolvi doctorii... Înțeleg că sunt cazuri în țară, înțeleg că sunt oamenii cu ochii pe doctor, înțeleg că poate mulți au făcut niște greșeli, dar mi se pare că într-un sistem de sanitar în care ele chiar încearcă să ajute acești copii și părinți, da, indirect, să zice așa ceva pe un grup ca să ce? Domnul manager, haideți să vă spun ceva. Noi am văzut postarea respectivă, am primit-o de la cineva în mail-ul oficial al redacției și am încercat să facem o documentare. Ieri primesc un telefon pe telefonul redacției, o domnișorică, doamnă, da, nu știu cine era. Bună ziua! Bună ziua, doamnă! Știți chestia aceea de la pediatrie? Da, doamnă, spuneți. Știți, chestia aia de la pediatrie nu e reală. Zic, ok, nu e reală, dar dumneavoastră de unde știți că nu e reală? Păi eu am scris-o, eu am postat-o. Și dacă nu e reală, de ce ați postat-o? E, a fost o glumă. Deci când auz așa ceva, eu să fiu în locul doamnelor de acolo, aș lua-o pe tovarășa asta, că se poate găsi ușor cine e. Și părerea mea este că sigur are ceva legătură cu secția. Este lege dată în 2012 cu amenințarea și vătămarea corporală și toate astea. Este lege dată contra cadrelor medicale în exercițiu funcțiunii. Nu poți să înțelegi deci cum noi... adică să faci o glumă de genul ăsta. Da, nu e, deci mie mi se pare câteodată că unii oameni au prea mult timp la dispoziție, sincer zic. Nu zic, nimeni nu zice să nu critique. Departe de mine să zic că pediatria în Paraneam sau tot spitalul e perfect. Da? Departe să zic că toată lumea e absolut... Vreți să vă spun eu, da? Cum da, am nu, urmărit nu după, ce, să... după ce colega a scris despre pediatrie, am urmărit un pic să văd. Vreau să vă spun că reacțiile pozitive au fost foarte multe. Apropo de colectivul de acolo. Eu nu discut de măgăria da, care s-a întâmplat. Da, dar e păcat pentru că arunci cu... un argument sau cu o poveste care nu are nicio legătură. Și după aia spui că ai glumit. Zici că ai glumit, toată lumea e învrăjbită, că ăsta cred că e cuvântul, contra doctorului sau pediatriei sau spitalului. Eu văd asta în oraș, nu neapărat la pediatrie sau nu neapărat acum. Da? Când mă duc și vorbesc în viața privată, deci oamenii sunt oarecum deranjați. Și încerc să le spun că nu e chiar așa. Nu sunt toți doctorii așa. Nu, da, uite, vă mai dau un exemplu. Despre secția Nazgăturei, cum se cheamă? ORL, nu? ORL, da. Reacții foarte multe, foarte bune. Poate că asta se reflectă și în modul în care funcționează secția. Și mă refer inclusiv la ce spuneam înainte.
modul în care se face, să câștigă este banii? Haideți, dacă m-ați stârnit acum, este o secție, din punctul meu de vedere, este o secție model. Atât, deci eu atât văd din, feedback-ul. Atât din punctul de vedere al tratamentelor medicale, cât și a lipsei problemelor organizatorice pe care această secție are. De fiecare dată când am avut niște discuții, s-au rezolvat... Cine mai e șef de secție acum? Doamna doctor Lujinski. Lujinski. Da? Da. Deci de fiecare dată când am avut niște discuții și întotdeauna au fost discuții la nivel profesional elegante, niciodată nu au fost cu discuții, cu amenințări, că las, că vedem, facem, dregem, da? Întotdeauna problemele s-au rezolvat și dumneai înțelege, cred, și limitările pe care le avem noi ca virgulă conducerea spitalului. Și bugetare și legale, pentru că sistemul este de așa natură încât avem foarte puține pârghii. Uitați, în februarie 2017, doamna doctor Petronela Lujinski avea un material în Mesagerul în care povestea despre ce, cum a ajuns, ce face, așa, și titlul era: medicii noștri sunt cei mai buni, se descurcă în condiții mai de război. O atitudine, 2017, nu se prea problema de pandemie, nu, și acum o atitudine pozitivă. Este o atitudine pozitivă. Dacă vă duceți, și nu discut numai despre dumneavoastră, da? Dar dacă vă duceți la ORL, cabinetul ORL în policlinică, veți vedea că întotdeauna este plin. Ar putea, cred că, lucra în trei schimburi. Da, deci, dar sunt și medici la cabinet, nu? Păi da, există această adresabilitate. Sunt cabinete în care medicii pur și simplu pleacă. Nu le-am văzut eu foarte bine, că aveam probleme cu ochii în ziua respectivă. M-am dus la un cabinet și nu vedeam foarte bine, că aveam probleme cu ochii. Și da, te duceai acolo, scria parcă oftalmologie și nu era nimeni. Adică, cum să vă spun, e clar că depinde, omul sfințește locul. Depinde de câți medici sunt pe secție și depinde dacă au anumite intervenții de urgență. Da? Deci, în momentul în care, da, tu ești în ambulatoriu, să zicem, colegul are o urgență și are nevoie de tine, da, poți să pleci în ambulatoriu, noi înțelegem lucrurile astea. Ideea este de a anunța... Pui un bilețel, nu? Pacientul pui un bilețel, pe cei de la intrare spui acolo unde vine pacientul și spune: domnule, stai, unde mergi? Domnul doctor X, doamna doctor X, vedeți că lipsește două ore, care o intervenție de urgență? În viața fiecăruia există excepții. Da. Ca să fim foarte strict, niciodată nu vom putea fi strict, pentru că, într-adevăr, activitatea în spital este o activitate, nici o zi nu seamănă cu cealaltă și nu ai de unde să știi exact ce se va întâmpla. Noi, bineînțeles că încercăm să respectăm contractul cu casa și să avem acești doctori așa cum fac dumnealor programările, da? Să-i avem la cabinetele respective. Dar revenind la exemplu dumneavoastră, da, este o secție foarte bine manageriată. Și o spălărie. Foarte bine. Și o spălărie. Adică ce să mai spui când este așa? Nu, eu n-am. Dacă aduce și bani și la spital. Am zis și în privat și am zis și în public, este o secție care mie personal, de exemplu, nu creează nicio problemă. Sunt discuții clare, vreau asistent, nu vreau asistent, vreau asta, nu vreau asta. Se înțeleg anumite limitări și mergem de acolo înainte. Adică nu e o luptă. Da. Bun, acum dacă tot ați făcut analize, și analize în sensul de analize financiare și așa. Spuneți-mi și mie, cum ați încheiat anul trecut? Pentru că, practic, din februarie-martie, parcă nu, ați început să mergeți pe normal, ca să spunem așa, da. Fără pandemie. Ați avut un contract cu casa. Cum ați încheiat? Încheiat cu un mic deficit pe care l-am acoperit din... Până și primăria Piatra Neamț a avut... Da, primăria Piatra Neamț are alte surse de venituri. Așa. Și ați văzut că e prima dată că n-au atâția bani la primărie, din ce am înțeles eu. Deci n-au mai avut așa bani niciodată. E adevărat. Da. La noi a fost un mic deficit pe care l-am acoperit din excedentul anilor precedenți. Dar asta vreau să înțelegeți. Când am arătat aceste cifre, am arătat chiar un tabel foarte concludent. Noi am avut un contract negociat cu casa în 2022 pentru care am luat, să zicem, 10 milioane de lei, dau un exemplu, da? Realizatul era la vreo 9 milioane de lei. Deci mai puțin cu un milion. Mai puțin. Deci la sfârșitul anului noi în total am pierdut vreo 9 milioane. Asta ce înseamnă? Am fi pierdut 9 milioane jumătate. Deci dacă noi am fi mers pe partea realizată, da, am fi pierdut 9 milioane jumătate. Ceea ce 9 milioane jumătate e foarte mult. Deci ar fi mai mult decât 75% din ce primiți de la Consiliul Județean.
Exact, dar sunt medicamentele pe tot anul. Ca să vă pun așa în perspectivă ceva. Da? Și de asta noi nu am luat, cum să spun eu, nicio hotărâre drastică, dar am vrut să prezentăm cifrele astea ca să se înțeleagă de unde mai putem primi niște bani și nu neapărat acum, imediat, pentru că oricum în iulie se schimbă contractul cu casa și toată lumea își dă cu părere. Dar la anul. Haideți să o luăm altfel. Deci este clar că un contract cu casa este un contract care nu este foarte elastic. Nu. Nu este foarte elastic. Exact, nu e. Deci este un contract în care trebuie să te încadrezi și atunci țelul tău ca manager, ca șef de secție, este ca să nu pierzi bani din acest contract la final de an. Contractul nostru. Pentru că din ce primiți de la casă, nu? Cam 90%, poate chiar mai mult, se duce pe salarii. 88% sunt salarii. Asta e una. Nu. După care noi avem ce putem să luăm din bani de la casă, că și aici ne limitează, da? Putem să luăm medicamente, reactivi, materiale sanitare. Da? Eu trebuie să folosesc deci eu nu pot să iau, de exemplu, reactivi din bani de la Consiliul Județean. Chiar dacă aș avea milioanele acelea. Nici cu derogare? Nu, deci nu pot. Nu, dar dacă nu se poate. Deci trebuie să iau din banii ăștia și atunci trebuie să-mi justific și să-mi drămuiesc banii respectiv pentru a avea acces la aceste medicamente. Vă mai spun ceva. La Spitalul Județean Neamț anul trecut am făcut statistici că îmi pregătesc și eu pentru evaluarea mea personală, da? 15% din cheltuielile de la spital sunt pe medicamente. Cu 4% mai mult decât media națională. Media națională e de 11%. E deci, bine, e rău, că știți cum e cu chestia asta cu medicamentele? Vă spun eu cea, pentru mine nu e bine că eu aș trebui să fiu la media națională, ca manager. Dar e bine pentru spital, noi am mărit și am continuat să mărim. Nu, și e să bine mărim. Că ați putut mări, eu întreb dacă nu cumva există poate și un exces de medicamente. Nu știu. Scrise, dacă, prescrise, nu știu, pardon. Asta nu pot să comentez, că nu sunt doctor, jobul meu este să fac rost de medicamentele respective, să aduc finanțare, să avem grijă la achiziții că sunt aduse la timp. Pentru că am mai avut surpriza, după cum am mai zis-o anul trecut, să comandăm, să avem bani, să avem buget, să alocăm bani medicamente. Și să nu fie medicamente sau să le primesc după 2 luni. Ceea ce mi se întoarce tot mie, oarecum. Pentru că pe doctor îl interesează să aibă medicamentul respectiv, nu îl interesează să explicațiile mele că furnizorul respectiv a câștigat un contract și nici după 2 luni nu a trimis ce a câștigat. Ceea ce se întâmplă. Deci noi de obicei la fiecare comandă plasată, cam 60-65% din medicamente le primim aproape imediat, restul într-un interval de timp. Deci eu rămân cu... Trebuie tot timpul să previzionez cum ar veni. Da, dar de obicei sunt cam aceleași medicamente care întârzie. Antibiotice, chestii mai speciale. Da? Și asta este. Deci ăsta e sistemul. Da? Nu avem cum. Oricâți bani am avea, câteodată avem acest impas. Ce am reușit să facem anul trecut este să facem un stoc de rezervă. Tot așa, chibzuit, am făcut un stoc de rezervă și un stoc de antibiotice. Exact pentru situații grave. În spitalul pregătit pentru acreditare, ca să spunem așa, sau care se pregătește pentru acreditare, da. Se fac niște lucrări. Eu știu, parcă așa țin minte, că se lucrează la secția de oncologie. Da. Se lucrează, nu se lucrează? Nu se mai lucrează. Pot să vă zic așa, nu pot să cred. Din informații neoficiale au fost diverse întâlniri cu CNI-ul. Este foarte posibil să fie niște schimbări din punct de vedere a contractului cât de curând. În sensul că să crească, să scadă sau să se schimbe cel care lucrează? Să se schimbe cel care lucrează sau să se ia anumite măsuri de către CNI, pentru că, repet, este contract semnat de CNI, Compania Națională de Investiții, asta. Da? Și atunci dumnealor vor decide dacă continuă cu acea asociere sau nu. Pentru că nici eu n-am știut, sincer, neavând acces la toate documentele, că de fapt este o asociere între un executant, un constructor și un proiectant. Și se pare că proiectantul nu mai există,
tipic pentru lucrările în spital în Neamț. Pentru că am mai avut noi o chestie cu un proiectant de la Iași, care, pediatria, da, care nu mai există, care nu mai există, dar are trei firme în aceeași adresă. Iarăși, n-aș arunca vina pe cineva. Dar eu n-am vina, doar constat. Așa e, o constatare, am constatat. Acum vom vedea ce se întâmplă. Sunt variante care se vehiculează. Domnul manager, haideți un pic să vedem așa. Deci este o secție în care vin oameni, cum să spun eu, cu probleme foarte, 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 foarte grave. În momentul ăsta se desfășoară activitatea într-un spațiu care nu este cel mai potrivit pentru așa ceva. În mod normal, cine și-a bătut joc de licitația aia sau, mă rog, de proiectul ăsta, ar trebui pus la zid. Scuzați-mă că sunt atât de radical. Ar trebui pus la zid. Eu vă înțeleg. Pentru că să fac. Să nu credeți că am altă părere. Eu sunt cel care discută cu vaccinatorii și sunt cel oameni, care discută cu doctorii de pe oncologie și încerc să mă încurajez atât cât pot eu, că din punctul nostru de vedere facem tot ce putem să-i ajutăm. Nimeni n-a spus că nu. Da, dar evident că este o situație. Eu am mai repetat asta și în alte emisiuni și când era vorba să începem această renovare în pandemia COVID și am zis mare atenție cu această renovare, o secție sensibilă. Nu ne permitem așa ceva să... mă rog, să iau o altă turnură lucrurile, da? Și până la urmă suntem în situația în care suntem, de anul trecut din august. Este incredibil. Deci este, când aveau termen? Aveau termen în 12 luni, parcă. În mod normal, ei trebuiau să termine acum, în vară, toamnă. Acum, trebuiau să termine. Da. Deci este incredibil. Țin minte că noi am scris, am verificat firma care lucrează și am mai avut probleme cu alte investiții, tot prin CNI. De asta zic că acum, din păcate, a trecut de faza proiectant, executant și așa și cred că e în parte de juridic mai mult. Dar e dezamăgitor pentru pacienții din Neamț. Asta e tot ce pot să zic. Da. Se mai face la intrarea în spital test COVID? Acum? Nu întotdeauna. Nu întotdeauna? Nu, depinde. Adică... Sunt niște teste rapide. Un test rapid, nerapid, dar se face. Da. Este o directivă? Sunt e procedură? Sunt proceduri clare, când se face și unde se face. Deci dacă vii cu un picior rupt, înainte de a te duce la ortopedie, îți face testul COVID și așteaptă să vadă dacă e ok? Testul COVID ia un sfert de oră, adică nu e o... Nu așteaptă. Din câte știu eu, când ai un picior rupt un sfert de oră, ți se pare o veșnicie. Mă gândesc și eu. Vreți să discutăm de UPU, să înțeleg? Sau... nu discut de UPU. Eu zic că parcă... Avem în continuare bolnav COVID. Aveți? Da? Avem în continuare. Câți aveți? Sunt în jur de 20-25, că noi trimitem ora pe zi. Pe zi? Sunt, serios, așa de mulți? Nu noi. În fiecare zi noi trimitem o raportare și avem 20, dar ei pot să fie acolo de 3, 4, 5 zile internați. Sunt locuri speciale amenajate pe secții, sunt locuri la infecțioase, deci din punctul ăsta de vedere treaba este... Și la ei se intră tot așa cu costum din ăla, cum era înainte? Da, dacă vrei să vizitezi, da, dar... Nu, eu vorbesc de medici, de asistente. Absolut. Deci trebuie, el se duce pe secție, își face, după care se echipează în chestia aia, intră la COVID. Da, e absolut, tot așa e. Păi astea sunt proceduri, adică nu e nimic nou, dar nu mai este volumul care era acum 2 ani. Volumul de pacienți, mă refer. Am și eu o întrebare. Da. Dacă te duci la spital, cu o chestie, da? Îți face test COVID, stai în spital 3-4 zile, 2, 5, 7, când ieși îți mai face test COVID? Nu. Dar de ce? Știți cum e? Intri, dar și când ieși trebuie să... Da, m-a prins aici cu o întrebare de epidemiolog. Nu știu de ce nu se face test COVID când ești din spital, dar dacă vă referiți la faptul că au mai fost cazuri în care cineva a intrat în spital și a avut COVID când a ieșit, da, au mai fost cazuri. Știți că nu vă ascunde. Nu, deci, nu, dar eu tocmai de asta vă întreb. Da. Adică mi se pare o anomalie lucrul ăsta. Deci faci test când intri, dar nu faci test când pleci.
te duci acasă și dacă cumva ai... Din fericire, partea pozitivă e că acum sunt doar forme ușoare sau marea majoritate sunt forme ușoare. Tare aș fi curios acum, domnul director, să văd și eu care este, cum se cheamă, tratamentul dat bolnavilor de COVID. Care este tratamentul și să fac o comparație cu tratamentul dat în 2000-2021? Numai din câte știu eu, s-au mai modificat protocoalele între timp. Da, și au mai apărut și alte medicamente. În sensul de... De să fie totul mult mai bine. Mai ușor, da. Mai... Haideți să recunoaștem că la început nu prea știa nimeni ce se întâmplă și ce reprezintă la acest început, COVID. Și... Știa domnul Gheorghiță, domnul Arafat și cu ăla cu haine adică de piele, Velea. Adică acum 2 ani sau nu știu da, când... Domnul Gheorghiță, Arafat și Velea știau foarte bine să iasă la televizor și să spună așa. Trebuie să stați în casă. Trebuie să vă vaccinați. Noi avem toate medicamentele care trebuie și s-au dat niște medicamente din alea care se dădeau pentru HIV, dacă așa, nu așa. Nu știu. Deci, că nici nu vreau să discut prea mult treaba asta. Da, exact. Deci e un subiect care a trecut. Clar că nu știau nici ei ce se întâmplă sau ce măsuri trebuie să ia și nu numai ei. Acum, la drept aici eu văd că contrazic, ei știau foarte bine ce se întâmplă. Nu știa lumea. Nu știa lumea ce se întâmplă. Lumea, adică așa în alte țări, nu se știa exact. Deci nu putem să dăm neapărat vina doar pe domnul Arafat. Sau... Nu cred că se știa sau, mă rog. Putem să dăm vina... Deci... Să știți un lucru, în sistemul de sănătate, eu să fiu în locul decidenților, eu întotdeauna aș da vina pe domnul Arafat. Dintr-un motiv foarte simplu. Indiferent ce vină s-ar da pe domnul Arafat, domnul Arafat nu pățește nimic. Deja suntem obișnuiți cu chestia dacă asta. Dacă puneți așa punctul ăsta de vedere, ar putea să fie și manager la neamț. Dar domnul Arafat este manager peste tot. El este manager în minister, este manager la DSU, totuși, este manager la o fundație. Mai există niște ficțiune acum, nu mai e chiar peste tot. Haideți, n-are nicio șansă sărmanul doctor Rafila în lupta cu domnul Arafat. Domnul Arafat are în spate o lume întreagă, dar ca luptă, să spunem așa. Luptă, asta e important. Important, domnul și dă-i și luptă, și dă-i și luptă. Domnul ministru participă în această luptă. Eu mă bucur pentru că există domnul Arafat în România. Dacă nu exista domnul Arafat în România, pe cine mai dădeam noi vina? Exact. Deci vă dați seama. Domnul manager, ne întoarcem la contractul cu casa. A spus că ați avut un deficit, nu un mic deficit am de 9,5. Ați fi avut. Ați fi avut și nu-l aveți? Nu, pentru că v-am zis, noi am primit bani după ceea ce am contractat, nu după ceea ce am realizat. Dar s-a făcut analiza între contractat și realizat. Deci ați primit banii după contractare, nu după realizare. Da. Și cum se justifică banii ăia dați după contractare, fără să existe realizare? Se justifică că asta a fost legea. După pandemie, așa s-au finanțat spitalele. S-au luat cazurile din anii anteriori pandemiei și s-au zis, păi probabil tu atât ai să faci și îți dăm la nivelul acesta. Acum, domnul Bălănescu, sincer, după 2 ani de pandemie, adresabilitatea spitalului era foarte mică. Deci n-am nicio problemă. Asta, eu vreau să înțeleg mecanismul. Dacă noi n-am fi primit banii ăștia pe contractare, am fi fost într-o situație extrem de dificilă din punct de vedere a finanțării. Cel puțin în lunile imediat după ieșirea din pandemie. Pentru că atunci erau foarte puțini. Deci aveam în jur de 200-300 de pacienți, probabil. Pot să merg în absurd să înțeleg așa că pandemia a fost pentru multe spitale din punctul ăsta de vedere al finanțării pentru salarii un fel de mană cerească? Eu pot să vă zic de spitalul județean, da, poate pentru salarii, poate pentru salarii am zis. Nu vorbesc că s-a muncit, că s-a făcut, eu vorbesc de salarii. Pe parte de dezvoltare, investiții și așa mai departe, nu prea. Nu aveți prea. Cum să vă dezvoltați. Nu prea. Deci nu pot să spun că am primit bani în pandemie pentru echipamente, deși, de exemplu, ar fi trebuit să primim bani pentru echipamente. Da, trebuia să faceți proiecte, nu vă supărați. Măcar pentru cele pe care au ars. Trebuia să faceți proiecte. Noi am făcut un proiect, am primit 1.300.000 de lei pe acel proiect, e finalizat, banii sunt încasați,
Deci a fost, a fost primul nostru proiect. Erau pentru materiale sanitare și ce s-a folosit ca echipamente în, în pandemie. Adică combinezoane, măști. Da, și așa. Ce s-a cumpărat, practic? Cu facturi, cu totul decontat, verificat. Deci, da, la nivelul nostru, la spitalul nostru, cred că puteam și mai mult să fi cerut, dar atâta s-a aprobat după, după verificări. Și a fost foarte bine, a fost primul proiect. Nu uitați că noi nu avem decât o jumătate de normă de unitate de implementare proiecte, deci avem o persoană care se ocupă part-time cu asta, plus ce mai pot eu ajuta, deci nu avem un, un mecanism interior care să facă numai asta. Nu, dar normal, având în vedere numărul de angajați, adresabilitatea care o aveți ca spital să vi se aprobe. Da, în general. Că la Consiliul Județean sunt oameni foarte pricepuți. Eu, eu am o colaborare foarte bună. Țin minte bună. Că în pandemie trebuia să vină chiar un personaj care să pricepea, domnul Michi Popescu. Deci el ar fi fost perfect acolo la achiziții, nu știu dacă l-a scris proiectul. Nu-l cunosc pe domnul Popescu. Noi am, da, dar uitați, chiar și așa cu jumătate de om am făcut proiectul ăsta, am depus... Am dat și noi informații și am ajutat cu tot ce am putut pentru spitalul nou. Da? Am depus pentru nosocomiale, urmează să depunem pentru digitalizare. Deci ce se poate depune și unde avem noi dispoziție și personal și așa mai departe, noi participăm și facem aceste lucruri. Bun. Adică eu nu vreau să rămână nicio piatră neîntoarsă, ca să spun așa, din punct de vedere a finanțării. Dacă există o variantă, căutăm. Am discutat chiar și cu cei de la ONU, au un birou pentru refugiații în Iași, refugiații ucrainieni, care și au niște fonduri și am cerut și acolo bani pentru aparatură medicală. Deci nu există oportunitate. Cum să dea ei bani pentru aparatură medicală? Păi, de exemplu, dacă spitalul nostru tratează pacienți din Ucraina, trebuie aparate separate? Nu, dar dacă sunt fonduri, de ce să nu cerem? În general sunt spitale din zona aceasta a Moldovei, în care tratează și pacienții ucrainieni. Și cam la ce nivel sunt fondurile astea? Din ce am înțeles de la Iași, sunt destul de semnificative, de milioane de euro. Adică vă puteți să vă mai luați un CT? Nu știu dacă mi-aș lua 20 de alte aparate mai mici pe diferite secții. Da? Și am cerut. Și asta se face pe bază de proiect sau pe ce? Am trimis o cerere și am explicat câți cetățeni din Ucraina am tratat, ce patologii și dumnealor pot să iau o decizie sau nu. E cazul să avem și noi niște beneficii. Dar ce vreau să zic este că nu există linie de finanțare sau posibilitatea despre care noi auzim la spital pe care să nu accesăm. Că primim sau nu primim rămâne de văzut, dar încercăm, asta e clar. Ce șantiere mai aveți în afară de asta blocat la oncologie? Mai avem ambulatoriu. Și care-i la care se lucrează. Care-i stadiu? Se lucrează. Deci se lucrează în mod continuu la ambulatoriu. Acolo cine a făcut proiectul? Tot Consiliul Județean? Consiliul Județean. Deci Consiliul Județean. Consiliul Județean. Vom mai începe cu aceste reparații, renovări și pentru acreditare, dar vom continua cu a doua jumătate de la OPO. Așteptăm acum să se facă devizul și să vedem ce oferte primim și așa mai departe. Probabil la chirurgie vor fi niște reparații mai semnificative pe secția chirurgie, în pavilionul de interne și la infecțioase. Cam de atât avem bani, ca să spun așa. Infecțioase? Da. Băile. Țin foarte mult să facem pe partea de grupuri sanitare, pentru că de acolo pleacă, sau nu știu cum să zic, și cele mai multe infecții nosocomiale. Deci, odată având o baie curată pe care poți să o cureți ca lumea și să o întreții, exact, la asta mă refer, e mai ușor să eviți anumite infecții. Bun, în momentul ăsta, ca schemă cu medici și asistente, cum stați? Suntem aproape de maxim. Ce înseamnă asta? Dumneavoastră știți că avem un număr de posturi aprobate de la Consiliul Județean și suntem aproape de acel număr. Este cel mai mare număr de angajați pe care spitalul i-a avut vreodată. Cum stați? Cam la total. Cam cât sunteți? 1580, să zicem, că variază în fiecare lună cu concedii, cu pensionări, cu... 1500. Da. Aproape 1600, da. Și
Sunt zone în care sunteți descoperiți sau vă sunteți în momentul ăsta acoperiți? Destul de acoperiți. Mai sunt zone, bineînțeles, dar încercăm. La psihiatrie au plecat niște doctori și încercăm să rezolvăm acolo. Acolo se poate compensa cu pacienți. La psihiatrie. E clar că... Sunt anumite zone din test, cum ar fi securitatea muncii, unde avem anumite probleme de recrutare, deci nu vine nimeni și la așa numitul pompier al spitalului, dar asta e iarăși, vorbim de cadru legislativ și vorbim de faptul că salariul de la județean este mult mai mic câteodată și comparativ cu alte instituții publice. Deci să zicem că cineva vrea să meargă la o instituție publică, dacă e safe la stat, nu e o problemă, odată angajat îți faci treaba și îți iei salariul. Noi ne adică batem... nu, odată angajat ești la serviciu și îți iei salariul. Și din când în când îți face treaba. La noi toată lumea își face treaba. Și am vorbit, am spus, de instituție publică. Exact. Și noi ne batem, ca să spunem așa, și cu o primărie, și cu, nu știu, nu vreau să dau nume, că nu... Cu un consiliu. Cu un consiliu, cu un muzeu, cu toate aceste instituții. Da? Carmen Seculare. Și atunci omul care vine zice, mă duc la spital unde sunt atâți angajați și e un risc mai mare sau mă duc la undeva unde e mai simplu și posibil să am și un salariu mai bun. Și încercăm acum să facem, să vedem dacă trece, că trebuie aprobat de consiliu, să oferim din fonduri proprii un stimulent pentru aceste joburi pe care noi le avem deficitare, da? În special asta de pompieri și securitatea muncii, să mai adăugăm ceva la salar, e legal, deci până la două stimulente. Dacă aveți până la două proprii. Stimulente e legal. Dacă aveți exact. Fonduri proprii, exact. Dacă nu... Dar ne-am gândit că să facem cumva mai atractiv, adică nu mai am alte pârghii sau resurse să aduc sau să îi fac pe acești oameni să vină la concurs. Și sperăm că așa putem să atragem pe cineva de calitate. Eu propun să ne oprim aici. Dacă cumva sigur, este ceva ce trebuie anunțat, spuneți-mi. Se va anunț că în curând parcarea va fi limitată, accesul în parcare va fi limitat. Parcarea de la spital. Parcarea de la spital. Conform legii. Era o decizie de pe 15 februarie, dar cum merg lucrurile la noi cu achiziții, cu mutare de barieră, cu... Dar de ce? Că nu înțeleg. Pentru că am încercat să rezistăm în stilul acesta cu aglomerație, cu circuite, cu... dar nu putem. Sunt mașini de transport, sunt mașini ambulanțe, parchează pe trei rânduri. Deci am încercat, cei de la pază sunt extenuați, nu am loc pentru mașinile de la ISU să intre în caz de ceva... Da? Deci cum, ce înseamnă asta? Că nu se va mai intra decât... Nu se va mai intra decât, deci doar pentru personal, ambulanțe, taxiuri, cei care livrează ceva la spital, nu știu, medicamente sau orice se livrează în spital și cei care vin să lase pe cineva la spital bolnav. Da? Deci... Și ăla care vine... Când ajunge, cum... Poate să intre, dar oricum vor fi mai multe locuri disponibile și nu se mai parchează pe mai multe rânduri. Da? Adică stă în mașină, lasă și poate să iasă. La ce oră astăzi este recepția liftului? Cred că la 12. O să încercăm să ajungem și noi acolo dacă ne primiți. Da, mulțumesc. Am să vă confirm ora ca să nu... Da. Mulțumim pentru participarea la emisiune. Au fost foarte multe lucruri care merită reținute. Acum că mi-am luat rămas bun de la domnul Alex Filimon, pot să spun eu niște lucruri. Trebuie să felicităm pe cei care fac finanțarea la spital, pentru că de data aceasta, într-adevăr, au gândit bine să dea mai mulți bani decât la un teatru sau la o instituție de cultură reputate amândouă, cu multă activitate, dar cu un grad de adresabilitate mult mai mic. Nu că aș avea ceva împotriva finanțării acestor instituții, dar mă gândesc că parcă la spital ar fi trebuit un pic mai mult. Ne oprim aici. Vă doresc cele bune, numai bine, sănătate tuturor. Mulțumesc și eu.